Ei, pe Gusta nu o cunosc, dar am auzit atâtea lucruri bune despre ea și mai ales că știe să gătească pe tipicul ăla după care alerg eu. Hai să vedem, poate ne oferă o surpriză, poate ne face ceva care chiar să mă încânte. Hai să o căutăm. Gusta! Hă! Bună, bine te-am găsit! Credeam că ești o femeie mai în vârstă. Cum are o fată atât de tânără și cu o frumoasă moștenire, o rețetă tradițională? De unde? De la mama, de la bunica. Și de ce te-ai hotărât să ne prezint nouă, să duci mai departe? Ca să guste toată lumea din această bunătate cehească. Absolut, de-aia o și cheamă Gusta. Haide! Haideți, poftiți! A, Gusta, dar la voi deja au început sărbătorile, cei cu... Nu, este... Coronița este simbolul Adventului, când 4.000 de ani au așteptat să se nască Mesia, iar statuia este simbolul când Sfânta Fecioară nu a fost primită în Bethlehem. Noi o primim în fiecare zi într-o casă. Astăzi va merge la vecinii noștri, unde va sta până mâine. Și de ieri este la noi. Timp de câte zile? Timp până în Crăciun, până în ajun de Crăciun. Este ultima zi în ajun de Crăciun, va fi dusă statuia la biserică. Am rămas uimit să aflu că la voi aici, în Eibenthal, în fiecare zi se ține slujbă la biserică. Da. Lumea participă, dar, auzi, slujbă rugăciune, dar fără mâncare. Da. Ce surpriză faci tu astăzi? Astăzi o să gătim bramborak. Este o mâncare cehă. Este bramborak, vine de la brambor, ce înseamnă cartof. Și este o mâncare de cartof, este o mâncare de post. Oh, atunci nu mă sperie. Hai să ne apucăm de gătit. Gusta, ce rol joacă în viața voastră aici de comunitate cartoful? Adică cât de important e? Da, cartofii cred că sunt cei mai importanti în bucătăria cehească, pentru că facem din ei nu doar bramborak, dar mai facem și găluște din aluat de cartofi și mai facem, nu știu, paprikaci sau sunt foarte multe mâncăruri. Da. Deci e aproape ca paprikașul bănățean, nu? Da. Amestecat cu carne. Ce fel de carne? Carne de porc de obicei folosim. Deci da. E o legumă apropiată de sufletul vostru, porcul, da, nu? Da, da. Așa. Și ce ai mai spus? Că faceți niște găluște cu cartofi. Da, cum facem, se fac alea? Seamănă cu... Se fiert cartofii și după aceea se pisează, se amestecă cu ou, cu făină și se fac ca niște găluște, se fierb în apă și se servește cu friptură de porc și cu murături. Dar se mai servesc și cu smântână și cu tvaroh, se numește, este o brânză făcută din lapte acru. Brânză dulce, cred că. Cunosc brânza, da. Da. Da, da, o brânză dulce fermentată. Da. Și servită cu găluștele alea și o garnitură de friptură lângă. E extraordinar. De obicei lumea miercuri și vineri ține post. Și atunci vineri de obicei facem mâncăruri din cartofi sau de post, ca să fie, și poate sâmbătă, duminică, marți, joi mai facem și din carne și mâncăruri mai bune, mai... Mâncarea asta merge de post, da, care brânză. Da, la catolici nu se ține post de la brânză decât de la carne. Uau, ce bine! Nu m-am plinit să mă fac și eu catolic. La noi e mai strict decât la voi, știți? Da, este. Da. La noi, la catolici, de obicei fiecare renunță la ce-i place mai mult. De exemplu, cafeaua sau, eu nu știu, televizorul sau vicii sau... Da, ăla înseamnă post adevărat. Da, atunci, dacă devin... Fiecare ce-i place la acel lucru renunță. De exemplu, dacă eu devin catolic și va trebui să renunț la ce-mi place mai mult, pot să renunț la nevastă mea? Foarte simplu, 1 kilogram de cartofi curățați de coajă, raș, păr de zână, nu? Da. Așa, făină cam 80-100 de grame, da, un ou, da. Așa, usturoi cam cât avem aici? O jumătate de căpățâna de usturoi, nu? Sitată. Da. Și acum, dacă i-am pus toate ingredientele, ce trebuie să facem? Mai punem sare după gust. Oh, da. Și amestecăm. Deci, ați observat, alatul e foarte simplu de făcut. La un moment dat trebuie să ai grijă, pentru că el lasă lichid, ori îl storci, ori nu-l prinzi în chifteluța pe care o faci. Uleiul foarte încins, temperatură mare, prăjite un minut și jumătate pe o parte, un minut și jumătate pe cealaltă, iar aroma, ce să vă spun, cum am zis adineauri, rai! Semnele după care vă dați seama că puteți să procedați la operațiunea următoare, culoarea. Uitați, pe margini a devenit ușor castanie. Ia uitați ce frumos arată. Doamne, că nici pieptul de pui prăjit nu arată așa de frumos. Că se gustale de arche. Palmă cerșe și crestes. Ia tu te-am dostala, dacă vei vei că te-am dostala. Bravo! Blahorna, a văd că ho! Haideți, mergem în bucătărie. Abia aștept să mă ținem încă două. Ia, Cecnete, bună ziua! De ce mai mâncare, ce mai tradiții, ce mai... Uite aici, noua generație de ce? De aici, de la Eibenthal. Ce ați primit voi acolo? Nu